O grămadă de persoane care s-au dus prin India, prin locuri, au ajuns la o practică din asta, au ajuns la niște stări atât de dezastroase, coșmaruri și așa, încât nu au mai rezistat și au ajuns la sinucidere. Spre asta duce toate astea, practicile astea la întâi. Pe când la noi ortodoxia duce spre liniștirea sufletească, curățirea sufletească, adică dragoste, eu nu-s nimic. Eu în fața lui Dumnezeu sunt un fir din nisip. Există o asemenea confuzie și o asemenea harababură încât este foarte greu să fie cineva astăzi creștin. Nu este doar indiferența lumii, răutatea lumii sau cei de altă credință sau diversele mișcări religioase. Ca și în celelalte situații, și aici, răul cel mai mare vine din lăuntru și nu din afara noastră. Pe vrăjmașul care vine din afară îl vezi, îl înțelegi și te aperi. Dar în fața celui care vine cu viclenie, ce vei face? Trăirea bisericii, nu numai că mă duc o dată la biserică, stau și eu și mă uit prin ce se întâmplă prin biserică fără să fiu atent la slujbă, înseamnă că am gustat din harul ăsta care îl primim prin biserică. Și atunci nu putem face diferența între ce e bine și rău. Pentru că dacă noi nu avem contactul ăsta, vedem doar cine se dă de acolo, din partea asta alantă. Și atunci spunem că asta e bine și alegem cine se pare nouă că e bine, pentru că noi nu putem face comparația cu ce primim de aici, duhovnicește, hrana tare, și atunci ne pierdem. Deci fără Dumnezeu nu este scăpare. Omul este în primejdie nu doar din partea lucrurilor care vin din afară. Rar se întâmplă să te omoare cineva, să te rănească, să te lase schilod. Bolile care vin din însuși organismul nostru nu trimit la moarte, dar pe toți, în cele din urmă, ne îndrumă spre ea. În bolile trupului, dacă ai cauza în lăuntrul tău și o cauți în afară, nu vei găsi răspuns. Dacă o cauți în lăuntrul tău, dar din ignoranță nu știi exact unde se găsește, din nou nu vei găsi răspunsul, te chinuiești, pătimești și nu te vindeci. La fel este și în viața duhovnicească. Deși par toate simple, ușoare, clare și putem să știm exact ce ne doare, care este boala noastră, care este medicul, care sunt medicamentele, de unde vine vindecarea, din nefericire ne încurcăm și în problemele duhovnicești. Fiecare va prezenta lucrurile în alt fel. Există multă confuzie și mult amestec. Scriptura ne spune, este nevoie să vină smintel. Matei 18:7. Nimic nu are loc la întâmplare, toate au rațiunea lor. În primele veacuri, creștinii s-au confruntat cu prigoanele. Toți, bărbați, femei, tineri, vârstnici, copii mici, nu se temeau de martiriu și îl mărturiseau pe Hristos. Alții au cedat și s-au pierdut. Nu înseamnă că n-au putut să reziste, nu este așa. Domnul a dat putere celor care credeau. Martiriul și prigoanele au adeverit cine are credință și cine nu are, cine aleargă și cine nu aleargă la Hristos, cine îl are și cine nu îl are pe Hristos. Mai târziu, cei care au iubit cu adevărat pe Hristos n-au avut dificultăți să afle calea, să treacă greutăți și să se sfințească. Și anii noștri sunt la fel. Se vor rătăci cei care doresc acest lucru, vor fi confuzi cei care vor să fie, se vor pierde și nu vor ști ce li se întâmplă cei care tratează lucrurile cu ușurință. Scump frate și scumpă soră, ce înțelegem noi prin binecuvântați și ce înțelegem prin blestemați? Este o binecuvântare pentru noi creștinii să avem această perspectivă a judecății, a faptului că viața noastră nu este absurdă, a faptului că viața noastră are un sens, a faptului că va fi un deznodământ și va fi o judecată, binele va fi răsplătit, iar răul va fi pedepsit. Iar pentru cei care nu cred și se împotrivesc a tot milostivului Dumnezeu, însăși viața este un blestem. Și aceștia sunt blestemați, fiindcă ei n-au nicio perspectivă asupra veșniciei, fiindcă cei care nu cred și nu-L urmează pe Hristos, viața însăși este absurdă, este lipsită de sens, fără deznodământ. În zilele noastre se pare că omul se va pierde. Se poate întâmpla celor cu credință și cu dragoste falsă pentru Hristos.
Unii urmează un curent, alții altul, unii o înșelăciune, alții alta și sufletele se pierd. Cei încercați în vremea noastră vor fi socotiți martiri. Citeam în Pateric cum părinții discutau în pustiu și profețeau că, în anii noștri, lucrurile vor fi mai grele din multele și feluritele pricini. Grele nu în sensul că suntem în primejdie să ne vărsăm sângele, să fim supuși la chinuri, ci pentru că înșelarea care există este foarte multă. Vezi peste tot înșelăciune religioasă, creștinească, dacă mi este îngăduit să spun așa. Cel mai rău este că, într-un fel sau altul, ni se spune și ni se întărește faptul că păcatul poate să coexiste cu harul lui Dumnezeu. Nu este posibil acest lucru. Păcatul este păcat. Hristos a venit să desființeze păcatul, să-l piardă, să-l izbăvească pe om din păcat, să-i vindece rănile, neputința pe care o are în lăuntrul său. Este și o mare greșeală și o mare înșelăciune să încurcăm lucrurile și să le împăcăm. Adică să facem și păcate, dar și să ne liniștim cu gândul că de vreme ce vom merge la biserică și, dacă vreți, vom avea și iubire mincinoasă, oricând și oriunde ne va fi de folos. Prin urmare, Sfinții Părinți au spus că în anii de pe urmă, adică în vremurile noastre, vom fi greu încercați și considerați martiri. Adică cei care vor rămâne curați și nu vor fi atrași de răul vremurilor înșelătoare, vor fi socotiți martiri. La a doua sa venire va veni într-o slavă. El este cel care va sta pe tronul slavei judecății sale, El cel care a fost răstignit și a înviat, El cel care a așteptat îndelung la poarta inimii tale și a bătut cu multă răbdare, așteptând să-i deschizi până în ultima clipă a vieții tale, scump frate și scumpă soră. Așadar, El este judecător milostiv, dar este și drept. Înșelăciunea în viața religioasă de astăzi. Nu este vorba despre înșelăciunea pe care ne-o aduc unii așa numiți guru, ci de înșelăciunea prezentă în viața noastră religioasă de zi cu zi. Nu suntem pătrunși de poruncile lui Dumnezeu, ci suntem religioși de suprafață. Fiecare are propria lege, își face propria voie prin care își pierde sufletul. Așadar, frații mei, trebuie să punem un început bun în viața noastră duhovnicească. Acest început înseamnă să înțelegem bine lucrurile, să le cunoaștem bine, să ne dăm seama de păcatul nostru, de tendința pe care o avem de a ne lega de lucruri care ne vatămă sufletul, care acoperă și îl salvează pe omul cel vechi. De aceea, este necesar să ne smerim, să ne pocăim, să ne spovedim cu adevărat ca să ne mântuim. Aceste lucruri nu sunt o joacă. Caracteristicile oilor și caprelor, care sunt, scump frate și scumpă soră? Oile sunt blânde, sunt smerite, sunt ascultătoare, caprele sunt încăpățânate și neascultătoare, și merg după cum doresc ele. Ele umblă pe aiuria. Așa sunt și oamenii împărțiți în două categorii, oameni buni și ascultători, care împlinesc poruncile Mântuitorului și îl urmează. Cei care l-au urmat aici îl vor urma și după mutarea sa la ceruri, iar cei încăpățânați și neascultători, care merg după cum doresc, iată, sunt asemenea caprelor și aceștia nu doresc să îl urmeze pe Mântuitorul Iisus Hristos. Iar judecata fiecăruia, scump frate și scumpă soră, este încă din această lume propria noastră conștiință, fiindcă împărțirea păstorului celui mare nu este nedreaptă. Ni se spune în Evanghelie că păstorul cel bun își cunoaște oile și oile îl cunosc pe el și ascultă glasul lui și el le cheamă pe nume. Așa vor fi chemate oile și la înfricoșătoarea sa a doua venire, într-o slavă, și oile îl vor asculta, fiindcă ele l-au urmat încă din această viață pe păstorul cel bun.
Cineva poate să citească și să recitească Sfânta Scriptură, dar sufletul lui să nu se miște nicicum. Poate să meargă des la biserică și sufletul lui să nu se folosească. Poate să se împărtășească și să se spovedească, dar să fie fără de folos. Să lăsăm sufletul nostru să se dezvelească complet, să-i arătăm Domnului starea noastră, să mergem să ne vindece și El o va face. Atunci și cercetarea Sfintei Scripturi și mersul la biserică și dumnezeiasca împărtășanie vor fi după voia lui Dumnezeu. Sufletului nostru îi se va adăuga har după har, iar Hristos se va sălășlui în lăuntrul Lui. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și păzește-ne sufletele noastre de multele înșelări. Amin.